Bună ziua! Sunt Galina Mărzava, profesoară de limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Astăzi te invit să revenim la opera marelui poet național Mihai Eminescu și să studiem minunata lucrare, scrisoarea a treia. Istoria este cea din tâi carte a unei nații. Din trânsa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul, spune Nicolae Bălcescu. Să începem prin a răsfoi virtual dicționarul explicativ și să află ce este o cronică, un cronicar, un rapsod. Citește afirmația poetului și precizează care vremi au fost înveșnicite de pana cronicarilor și de versul cântăreților anonimi. De-așa vremi se învrednicirea cronicarii și rapsozii. Mihai Eminescu. Să ne amintim. Mihai Eminescu, marele poet național. Debutul. Poezia dedicată fostului său învățător la mormântul lui Aron Pumnul, publicată în 1865 într-o colegere, iar în 1866 în revista Familia din Oradea apare poezia De-aș avea. Cele mai reprezentative poezii sunt Dorința, Lacul, Floarea albastră, Revedere, La steaua, Pe lângă plopii fără soț și dacă, din valurile vremii, melancolie, sonete. Cele mai reprezentative poeme, Rugăciunea unui dac, Memento mori, Demonism, Împărat și proletar, Luceafărul, Scrisori. Cele mai reprezentative lucrări în proză, novelele La aniversară, Cezară, Sărmanul Dionis, romanul Geniu Pustiu. A reușit să realizeze doar câteva opere din dramaturgie, Decebal, Bogdan Voievod, Mira, etc. Astăzi la lecție. Vei utiliza lexicul nou în diferite contexte, vei lectura conștient, selectiv poemul Scrisoarea a treia, vei caracteriza persoane, personaje formulând puncte de vedere proprii, vei redacta diverse tipuri de texte utilizând repere, vei exprima opinii, concluzii. Citește și memorează lexicul de referință. Flamură, drapel, freamăt, foșnet, moșie, pământ natal. A dura, a construi, a înspăimânta, a speria, a se plăți, a se întinde, irod, comedian, saltimbaci, actori, acrobați. Ți-am pregătit un exercițiu de memorare a lexicului. Accesează, te rog, link-ul de la StudyStack și memorează lexicul jucându-te. Alcătuiește în vineri de cuvinte cu flamură, freamăt, mușie. Schimbă-le la plural. Alcătuiește oral enunțuri cu verbele. Adura, a înspăimânta, a se lăți, utilizându-le la modul indicativ, timpul trecut, perfectul compus. Ce a făcut? Alcătuiește familii lexicale ale cuvintelor propuse. Dom, a întreba, a se înnora, prieten. Ai reușit? Verifică, te rog. Scrie un text coerent din 5 enunțuri, intitulat, cu
una din familiile lexicale. Să ne amintim de la lecțiile de istorie. Cine este Mircea? Este domnitor al țării românești între anii 1386-1418. Cine este Baiezid? Baiezid Ilderim, supranumit Fulgerul, este sultan al Imperiului Otoman. Ce este Rovine? Este o localitate din țara românească, unde la 10 octombrie 1394, Mircea cel Bătrân cu 10.000 de ostași l-a înfrânt pe Baiezid cu 40.000 de ostași. Ce este Nicopole? Este un oraș din Bulgaria, unde a avut loc o bătălie dintre o armată de aliați, conduși de Sigismund, regele Ungariei, și armata turcească. Aliații au fost înfrânți. Pentru un portofoliu ghid, să ne amintim, Allah este divinitatea supremă a musulmanilor. Aliotmanul este tot ce se referă la Turcia. Darius este un rege persan. Apusul sunt țările din Europa de vest. Îți propun o imagine. Privește, te rog, atent și lecturează. Ce aspect este surprins? Care este tema? Ce te-a impresionat? Care este mesajul transmis? Ai o invitație la lectură. Citește fragmentele și observă. Despre ce timpuri și evenimente vorbește Mihai Eminescu. Un sultan dintre aceia, ce domnesc peste vreo limbă, ce cu aturmilor pășune a ei patrie și-o schimbă, la pământ dormea, ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, dar ochiul închis afară, înăuntru se deșteaptă. Vede cum din ceruri luna lunecă și se coboară și se apropie de dânsul, preschimbată în fecioară. Și cum o privea sultanul, ea se întunecă, dispare. Iar din inima lui simte un copac, cum cărăsare, care crește într-o clipă ca în veacuri, mereu crește, cu a lui ramuri peste lume, peste mare se lățește. Lecturează-te, rog, independent. Ai lecturat, bravo. Despre ce evrim vorbește Mihai Eminescu? Sigur că ai răspunsul pregătit. Și acum răspunde la întrebări. Care sunt personajele principale din text? Care era visul lui Baiezid? Ce reprezintă copacul răsărit în inima lui? Cu ce scop a venit Baiezid la Mircea? Ce i-a răspuns domnitorul? Cu ce s-a sfârșit discursul celor doi conducători? Îți propun lectura selectivă. Citește fragmentele în care se poate descoperi descrierea sultanului, visul acestuia, dialogul dintre cei doi conducători, caracterizarea lui Mircea de către Baiezid, autocaracterizarea domnitorului, scopul luptei lui Mircea cel Bătrân.
îți propun să completezi un jurnal cu notițe paralele. Versul. Tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mie prieten numai mie, iar ție dușman este. Cum explici versurile date? N-avem oști, dar iubirea de moșie e un zid, care nu se înfiorează de-a ta faimă, Baiezid. Îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. De-așa vrem se învredniciră cronicarii și rapsozii, veacul nostru ne-l umplură saltimbacii și erozii. Sper că ai explicat versurile date. Continuăm. Îți propun un video și accesează, te rog, linkul de pe slide, audiază și privește scrisoarea a treia în recitarea actorului Gheorghe Cozurici. Studiază și imaginea propusă pe slide. Cum sunt prezentați domnitorii Mircea și sultanul Bayezid? Realizează, te rog, o caracterizare comparativă a personajelor principale din scrisoarea a treia. Deci, Mircea. La un semn deschisă-i calea și se apropie de cort. Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Corect. Este modest și simplu. Bayezid. Am venit să-mi te închini. Din nou, schimba ta coroană într-o ramură de spini. E îngânfat și arogant. De un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând, el este domnul țării românești. E demn și responsabil. Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândești că pot? Că întreg aliotmanul să se împiedice de un ciot? Disprețuiește popoarele mici. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Mircea își iubește țara și poporul. Bayezid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Este obraznic. Îți propun rețeaua de personaje. Scrie însușirile morale ale personajului și versurile care să le susțină. Ai reușit? Bravo! Verifică, te rog. Îți propun să citești o filă istorică. Citește-o și spune cum îl poți caracteriza pe Mircea cel bătrân. Ce ai mai aflat nou despre el? Sigur că ai aflat că Mircea era un domnitor și un conducător foarte bun, un bun strateg și un bun tactic. Îți propun simboluri. Privește-le atent și spune care ar reprezenta mai bine personajele principale. Sigur că argumentează alegerea. Deci, un stejar, pâinea și sarea, un zid, o sabie, un soare, o seceră, o cruce, un vultur, furtună, un tur. Nu uita să aduci cu mine. Rânduri, gânduri. Gândește la poezie și
observă și remarcă în text numărul de părți ale poemului și intitulează-le. Bravo! Partea întâi, veacul lor, ce celebrează iubirea de patrie și neam. Partea a doua, veacul nostru, prezintă o satiră adusă prezentului decăzut. Precizează. Despre ce se vorbește în fiecare parte? Dialogul dintre Mirce cel bătrân, un conducător înțelept și curajos și baiezid, un sultan arogant și orgolios și lupta de la rovine. Timpurile lui Mircea cel bătrân au fost veac de aur, pe când societatea contemporană poetului e cu saltimbaci și nerozi. Părerea ta contează. Cum crezi? De ce? Sultanul Bayezid era obraznic. De ce armata română a câștigat lupta? De ce domnitorul Mircea este un exemplu de patriotism? De ce Mihai Eminescu a ales acest subiect? De ce scrisoarea a treia este actuală și astăzi? Pentru a sintetiza conținutul informațional, îți propun harta povestirii. Localitatea evenimentului, problema, motivul, evenimentele, părțile, personajele, soluția, concluziile și lecțiile de viață. Completează-te. Îți propun și idei pentru acasă. Argumentează în 10 enunțuri că în scrisoarea a treia ai descoperit un model de patriotism. Pornește de la afirmații lui Mihail Sadovean. Țara nu se servește cu declarații de dragoste, ci cu muncă cinstită. Munca cinstită, viața curată, iubirea de semen, aproapele tău cum, împlinirea datoriilor pe care le avem, adică faptele. Acestea înseamnă patriotism și nu vorbele de șarte. Îți propun să completezi un jurnal de gândire. Lucrul pe care l-am reținut în mod specific este: o descoperire pe care am făcut-o este, mi-e clar, un lucru pe care l-am învățat și pe care îl voi folosi în afara școlii este: conexiunile pe care le pot face cu alte lucruri pe care le știu sunt. Bravo! Ți-a reușit! Ai fost activ la oră! Felicitări pentru succesele de la ora de astăzi! Lecturează, meditează, analizează și vei fi un interlocutor minunat! O zi frumoasă în continuare!